Chiar dacă sunt persoane care au adoptat sărbătoarea americană Valentine's Day, nu sunt puțini nici cei mai conservatori care sărbătoresc iubirea de dragobete. Și cum altfel poate fi sărbătorită mai frumos ziua dragostei la români, dacă nu petrecând? Așa s-a gândit grupul de firme Nova Force să organizeze pentru tinerii giurgiuveni o petrecere de dragobete. Astfel, peste 400 de invitații au fost împărțite tinerilor dornici să participe la eveniment. Așadar, vineri seara, la restaurantul Danave, începând cu ora 19, un program special îi așteaptă pe invitații cărora nu le rămâne decât să se bucure de programul oferit. Pe lângă masă și dans, cei prezenți vor avea parte de o tombolă cu premii, invitat special, dar și DJ de renume. Mai multe amănunte despre eveniment aflați mâine din jurnalul TV Giurgiu.